Bună ziua! Da? Daniela Chiteliu este numele meu și astăzi ne întâlnim în varianta aceasta online să descoperim câteva instrumente, da? Instrumente oferite de G Suite, de Google International, da? Instrumente care sunt foarte ușor de folosit în predare, în educație. Eu mai primesc persoane. Rugămintea mea este să vă închideți microfonul, pentru că se face microfonul. Și avem acum pe doamna Valentina ca Cinci, care are microfonul deschis, Livia Pască. Microfonul deschis. Livia Loredana. Da, vă rog, întors sufletul că se face microfonul. Da? Și o să mai trag un mătele să văd. Da, doamna Livia Pască. Da, sigur. În momentul în care vrem să punem întrebări, am secțiune de întrebări, ori să le adresați în drumul, o să mi le adresați deschis în, vorbind, deschis în microfon, ori le puteți scrie în secțiunea de chat. Da? Ați descoperit? Ok, doamna Sârbu, vă rog din tot sufletul, microfon închis. Da. Așa. Suntem mulți și ne ajungem în jur de 40, cred. Eu am dat invitații la vreo 50 de persoane, o parte dintre ele mi s-au întors pentru că adresele de mail au fost scrise greșit, da? Și, dar în jur de 40 cred că astăzi vom fi și atunci e foarte complicat să avem microfoanele deschise. Ok, bun. Păi, haideți să trecem la exact ce v-am și spus în adresa pe care ați primis-o la școală, da? Și anume faptul că vrem să învățăm cum facem predarea în sincron și asincron, da? Și acolo am pus două aplicații, și anume aplicația de Classroom și aplicația Google Meet. Google Classroom, Google Meet, da? Deci două aplicații de la Google. Bun. Între timp lucrurile au evoluat. Dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră chiar ați primit și ați lucrat instituționalizat conturi de la școală. Așa este? Cine dintre dumneavoastră are cont instituțional de la școală cu domeniul școlii? Ia uite, Simona, da, da, Nicoleta, deci aveți, da, Cerasela, deci aveți deja conturi instituționale cu domeniul școlii. Conturi ca, pe care le accesați, da, din domeniul Google, da? Ați văzut? Deci www.google.ro și acolo mergem pe Gmail și ne accesăm contul. Bun. Acum dați-mi voie să vă prezint lucrurile. Fac prezentare tot ecranul. Nu o să mai văd ce scrieți dumneavoastră. Dacă aveți de făcut să-mi adresați o întrebare, vă deschideți microfonul, da? Și după ce deschideți microfonul, puneți întrebarea, îl închideți. Eu nu o să mai văd ecranul, da? Merg pe prezentare. Da, am văzut că dumneavoastră scrieți acum că eu folosesc Zoom. Zoom nu-l folosesc deocamdată. E puțin. Nu e securizat. Asta e. Da, bun. Și acum, ia, vedeți ce vă proiectez eu. Eu vă proiectez ce? O căsuță de e-mail, da? Căsuța Gmail, da? Căsuța de e-mail Gmail. Apoi mă duc pe litera în partea dreaptă aici, pe litera mea, a mea. Hiperliu.daniela@ccdgl.ro. O secundă, sunt la servicii. E gălăgie și mi-am închis ușa. Așa, bun. Da? Bun. Am accesat această căsuță de e-mail cu browserul care este Google Chrome, care face parte din suita, ia uitați, G Suite, da? De la Google. Unde văd aplicațiile de la Google? De la butonul aplicații Google. Da? Aici este, în colțul din dreapta al ecranului. Uitați-vă, lângă cuvântul G Suite. Dau click aici și aici îmi găsesc toate aplicațiile care le am la dispoziție, da? Prin cont instituționalizat, adică cu domeniul ccdgl.ro, da? Dar și prin cont obișnuit, gmail.com.
Daniela.pl, gmail.com. Da? Cum îi spunem noi, particular, da? Contul meu personal. Bun. Litera contului este aici, pentru că începe contul meu cu C, de la Chipirdiu, da? Chipirdiu și da, mi s-a asociat litera C, da? E-mail-ul, deja l-am deschis. E-mail-ul, da? Mă scuze, dacă îți mai accepte cineva. Așa. E-mail-ul, drive-ul, și o să discutăm astăzi ce o fie la drive, da? Documente, foi de calcul, prezentări, aceste trei aplicații care pot să asociate un fel de Word, Excel, PowerPoint, numai că pot fi documente colaborative, o să vedem despre ele. Aplicația calendar, chat, meet, site-uri, persoane de contact, adică putem face o agendă, ceea ce vă spuneam eu puțin mai înainte, grupuri, YouTube-ul care dumneavoastră cum ați folosit, cel folosiți frecvent, hărțile, că totdeauna folosiți hărți acum, da? Hangout, formulare. O aplicație care astăzi o discutăm, ales pentru cei care Jamboard, de scriere, da? Adică o tablă interactivă, să scriem și noi și copiii în același timp, așa. Și am ajuns aici, la Classroom, da? Așa v-am zis că astăzi o să vă învăț să faceți cursuri în sincron și asincron. Bun. Cum îmi creez propria mea clasă? Preleg, dând click pe Classroom. Da? Și din momentul acesta am intrat în clasa mea, în aplicația mea de Classroom, în care am foarte multe clase. Am uitat câte clase am eu. De fapt, sunt niște clase care sunt create în momentul acesta, în momentul didactic, care l-am început cu dumneavoastră de luni. Da. De pentru care și astăzi o să ne creăm propria noastră clasă a grupei de astăzi. Este grupa, cât sunteți astăzi? Grupa 5, parcă, nu? Sau 6? 6, este grupa 6. Bun, cum îmi creez o clasă? Păi îmi creez în click, uitați pe butonul plus din dreapta, plus aici, lângă butonul aplicației Google, în partea dreaptă. Când dau click pe el, da, îmi apare un submeniu în care avem butonul înscrieți-vă la curs și creați un curs. Înscrieți-vă la curs, este butonul, da, pare o să-l acceseze cel care primește invitație, da? Și creați un curs, da? E butonul celor care creează propria clasă de elevi. Dau click pe creați un curs și apare automat aici obligatoriu să denumim clasa de elevi cum vreți. O să iau cu numele grupa 6. A 6. Celelalte secțiuni, da? Sunt opționale, nu e nevoie să le completați, dacă vreți să completați, eu nu mai completez, îți dau creați. Și aștept să intrăm în clasa noastră. Da, de astăzi. Se creează, ia uitați. Durează ceva timp. Ia uitați, așa a apărut, am și intrat în ea, da? Ce frumoasă, ne-a asociat cu, cu culoarea verde, globul pământesc, care este interesant. Da? Dar tema, imaginea aceasta, o pot schimba. Aveți aici, selectați o temă, încărcați o fotografie, fie, o să dau pe o temă, o să o schimb. Astea sunt temele pe care le pune la dispoziție, ca și șabloane predefinite. Da? Sau pur și simplu pot să dau încărcați o fotografie din calculator și să-mi iau o fotografie, da? Așa. A dispărut prezentarea dumneavoastră. A dispărut pentru că eu trebuie mai dau click ca să accept persoane din care cer acceptul să intre în curs. Înțelegeți?
Da, trebuie să dau click, accept și atunci mai ies, da? Aud în boxe la mine, se aude în boxe că trebuie să dau accept. Așa, și... Bun, deci poți să selectezi o temă sau încărcați un fișier și această pânglicuță de aici o pot personaliza ca să... Da? Dar deocamdată nu e nevoie aici pentru noi astăzi. Bun. Sus aici apare un cod pentru curs, da? Și dedesubt un link Meet, generați linkul Meet, da? Și o cameră, pentru că am zis, aveți două opțiuni de a face de a ține o oră. În sincron, adică cum suntem noi astăzi, da? Adică în direct, da, cu toți. Și în asincron, adică aici în Google, în Classroom, în care trebuie să le postați materiale. Vă văd doar pe dumneavoastră, nu văd nimic. Să apăsați materiale. Bine, mă, nu te vedem. Deci doar pe tine te vedem. Prezentarea, eu n-am văzut-o nimic de la început. Iuliana Călinsu. Dumneavoastră nu vedeți prezentarea? Nu. Am încercat să fac ceva și îmi proiecta ecranul meu, deci nu, nu e bine. Într-adevăr, nu vedem. Nu, nu, dar nu vă vedem decât pe dumneavoastră. Mai prezint o dată. Și acum? La fel este. La fel este. Arată că Daniela Chipirliu prezintă și atât. Avem Daniela Chipirliu în dreapta jos, un butonel Is Presenting. Dacă dăm aici, am pe tot ecranul cu două ferestre sau o bucățică dintr-un tab Chrome. Altceva n-am. În momentul în care... Se vede Google Classroom grupa 6. Așa se vede. La mine nu se vede. Prezentarea dumneavoastră. Da, se vede prezentarea dumneavoastră. Eu nu văd doar pe Dana atât. Ați umblat dumneavoastră la ceva în calculatorul dumneavoastră de asta? Nu știu, tot am fost eu cel care am invitat tot timpul copiii și probabil că m-au rămas setările, să vedem. Eu, acum, de exemplu, trebuie să vedeți iarăși pe dumneavoastră, că accept. Da, se vede ecranul cu noi. Da, acum ecranul cu dumneavoastră, tot intru și vă accept, da. Vă vedeți pe tu, acum trebuie să vă vedeți pe toată lumea, da. Nu văd. Bună ziua! Bună ziua! Aveți opțiuni pentru ecran, da? La mine se vede cum, da, deci se vede, da? Acum vedeți personal pe mine, că mă vedeți doar pe mine. Clar că eu sunt ecranul complet, da. Dar în momentul acesta încerc să prezint. Ia uitați, abia acum trebuie să vedeți ceea ce lucrez eu în calculator. Da, se vede grupa 6. Da, se vede prezentarea dumneavoastră. Așa cum trebuie să se vadă. Pierd timpul, nu știu ce aveți dumneavoastră în calculator. Trebuie să vedeți. Eu, din punctul meu de vedere tehnic, mi-am făcut treburile aici bine, zic că mi-am dat prezentare pe tot ecranul, adică tot ecranul meu trebuie să-l vedeți dumneavoastră. Da. Bun. Ce trebuie să știți în momentul acesta? N-am creat clasa, dar trebuie să o popularizăm. Și cum popularizăm această clasă? Adică o populăm. O încărcăm cu informații. Dar înainte de a încărca cu informații, trebuie să ne gândim că trebuie să avem elevi în clasa noastră. Și avem aici, uitați, sus, o bânduță. Scrie flux, scrie activitate la curs, scrie persoane, scrie note aici. Persoane. Dau click pe persoane. Da? Și eu sunt direct profesor, că eu mi-am creat, am dat acolo pe butonul creează clasă și avem aici studenți. Studenții îi pot invita, da, dând click invitație studenți, adică elevii, click aici, da, și spune introduceți un nume sau o adresă de e-mail și introduc adresa de e-mail a elevului și eu am un elev creat, o secundă, în instituția mea ccdgl.ro și se numește Popescu.
on, da? Aron, ccd.ro, da? Ia uitați, a apărut jos. L-am selectat și dau invitați, da? Dacă nu, vă puteți întoarce din nou și dați codul acesta elevilor dumneavoastră, da? Deci codul care apare și îl selectați codul, afișați, da, acest cod, da, de la grupă, îl selectați, îl copiați și îl dați elevului să se înscrie. Ce face elevul? Elevul o să ies din clasă puțin. Haideți să vă mai dau și pardon, dacă tot am intrat aici, o să vă mai dau și linkul pentru prezență, da? Linkul pentru prezență îl găsiți în secțiunea de chat. Bun. Deci intru din nou în Classroom și elevul primește invitația sau codul, merge pe plus și dă înscrieți-vă la curs. Ați înțeles? Deci el dă, se înscrie la curs și introduce codul respectiv. În schimb, dacă lucrez instituțional, da, instituțional, toți copiii mei o să aibă, la fel cum am și aici, da, adrese de e-mail, da, cum am, cu domeniul școlii. Eu, instituțional lucrând aici, nu pot să invit persoane care nu fac parte din, da, din organizația mea. O să fac un exemplu, o să exemplific, să vedeți. Cineva dintre dumneavoastră să-mi dicteze o adresă de e-mail. Adresa personală de e-mail. Aștept să deschideți microfonul și să-mi dictați. Nu vrea nimeni să-și dicteze adresa de e-mail? Abicioc. Mai repetați la fel. Mai repetați la fel. A scris în chat cineva. Nu pot să văd chat-ul, nu pot să văd chat-ul. Eu văd chat-ul ce prezint eu. Abicioc. Nicoleta, Camelia Curteanu. Nicoleta. Camelia Curteanu. Camelia, da. Camelia. Așa v-a apărut deja. Da, uitați. Da, mi-a apărut pentru că eu v-am trimis e-mail din adresa mea. Da. Da? Ia uitați, da? Vedeți microfonul, doamna? Așa, dau click, dau invitați. Ei, și nu pot să vă invit la cursul meu. Că nu faceți parte din acest domeniu, din această organizație. Dacă, și mă întorc acum pe Meet ca să vedeți dumneavoastră și o să vă vedeți, o să vedeți ce se întâmplă. Dacă folosiți adrese de Gmail, da? Dumneavoastră puteți să invitați și pe cei care fac parte din afara organizației, adică cei care doar au o adresă simplă de Gmail. Dacă folosiți să vă faceți clase, da? O să folosiți adrese instituționale, nu puteți adăugați elevi din alte, cu alte adrese de e-mail personale. Bun. O să vă exemplific după aceea și în clasele mele de elevi de la Liceul Elena Doamnă. Vedeți acolo că lucrăm tot instituțional cu domeniul elenadoamna.ro. Să vedeți acolo cum am elevii mei în clasă cu adrese instituționale, da, generate din SIR. Da? Deci lucrăm ca la carte, cum ar fi, da? Bun. Mă întorc aici. Și merg iarăși pe grupa 6 în colțul stânga, da? Adică clasa mea. Ce pot să fac în clasa mea? Observăm că avem aici un flux. Da? Și un link de Meet. Știți că n-am terminat. Nu, n-am terminat aici. N-am terminat partea asta cu poze. Generați linkul de Meet. Bun.
Ce înseamnă să generez link de Meet? Asta înseamnă că clasa mea, atunci când doresc să fac cursuri în sincron, trebuie să aibă un link, cum l-ați primit și dumneavoastră pe e-mail. Bun. Cum generăm lucrul acesta? Merg în setări. În partea dreaptă este o grătiță, lângă butonul aplicații Google. Dau click. Avem detalii de curs și jos avem generați linkul Meet. Dau click pe el. A apărut linkul meu de Meet. Uitați-l aici, da? Vizibil pentru studenți. Care studenți? Da? Studenții din clasa grupa 6. Dau salvați. Da? Și pot să scriu în flux, da, elevilor și să le transmită luni 25 mai la ora 10. Ne vedem. Eu, dacă vreau, da, deci toți studenții din grupa 6, ia uitați ce bine organizat, postez, pot vedea acest mesaj. În cazul meu n-am decât un singur elev, el va vedea mesajul acesta și știe că luni, când intră în clasă, în clasa grupa 6, dă click aici pe linkul acesta, la fel și profesorul, da, și se vor vedea în sincron, așa cum ne vedem noi astăzi. Dau puțin pe Meet și vă întreb, până aici este clar? Da. Oh, bun. Ne întoarcem atunci. Butonaj care se numește activitate la curs, dau click pe el și ia uitați că s-a schimbat fereastra, da? O fereastră în care avem un buton foarte important, atribuiți teme studenților de la curs aici, creme, avem să creăm teme și întrebări, subiecte și așa mai departe, cu butonul plus creați. Dau click pe el, plus creați temă, da? Și o să postăm material, da? Material. Prima dată m-am gândit așa, ca să luăm de la mai ușor, să zicem, da? O să postăm niște materiale. Dau click pe plus și mergem la opțiunea material. Să zicem că postăm materiale cu o secundă, dacă mai avea cineva. Așa, ok. Titlu, să zicem, stați așa, o secundă. Ca nu ceva pe aici de la chimie. Proprietăți fizică, recapitulare, în sfârșit, da, nu. Să zicem că avem așa, proprietăți fizice. Dacă vreau să, aici trebuie să fac o descriere, să-i sugerez copilului când o să-l găsească material în classroom, să știe ce e cu el și spun că material în să zicem, da? Materialul meu, îl adaug de aici, aveți o clămiță, butonul adăugați. O să adaug materiale din Drive. Ce este Drive-ul? Drive-ul este o bibliotecă sau o arhivă, mai bine zis, virtuală, în care toate materialele mele, da, sunt salvate acolo. Am acces la ele permanent, da, dacă am acces la internet. Deci nu mai e nevoie să le ținem pe un hard disk, pe un calculator, pe un stick, da? Pot să le dau să studieze un material dintr-un link, un link care, să zicem, l-am căutat eu puțin mai înainte și l-am văzut pe internet, să zicem, nu știu ce.
materiale. Am scris acolo. Da? Și să zicem că așa, pardon. Nu. Să zicem că pe site-ul acesta ei trebuie să vreau să-l dau să-l studiez și să se uite cu atenție pe site-ul acesta. Mă duc în bara de adrese, dau click dreapta, copiază, da? Merg în clas, în, aici, merg pe link, dacă inserați link-ul, adăugați un link. Copilul are link-ul care îl duce automat aici. Dacă eu totuși în afară de link-ul acesta vreau să-i mai dau și un material din calculator, dau click pe adăugați, fișier și se deschide o fereastră în care spune că selectați fișierul din dispozitivul din dumneavoastră și să spunem că eu vreau să-i dau aici copii de deschide acest fișier PDF. Dau click pe el și îl încarc. Tot al materialul acesta l-am studiat foarte bine înainte noi ca profesor și mi-am dat seama că eu vreau să-i mai dau, că mai am un material foarte fain din YouTube. Da? Dau click pe YouTube, scriu aici proprietăți. Da? Să zicem că știu exact materialul care l-am vizualizat înainte, e foarte ok și se pretează foarte bine la lecția mea. Să zicem că acesta, dau click pe el, el este conjurat de un chenar albastru, înseamnă că este selectat și jos de sub avem butonul adăugați, dăm click adăugați. Toate sunt foarte intuitive lucrurile acestea, da? Și eu zic că la proprietăți fizice aici, suficient de multe materiale, da, pentru ele să studieze în timp de o săptămână, în asincron, adică singur, fără ajutorul meu direct. Cui distribui, pentru cine? Uitați-vă în partea dreaptă, pentru grupa 6, pentru toți studenții, da? Adică pentru toți elevii pot aici să dau selectez și să nu selectez doar toți studenții, doar un singur student. În cazul meu v-am zis, eu am dat un student, nu este că nu a dat click pe el pentru că evident nu este prezent. Dar pot să selectez, să primit material doar cu ea, poate că lucrez preferențial cu el. Da? Subiect aici, putem să creăm un topic, da? Să zicem că e pentru proprietăți fizice la lecțiile de recapitulare. Da? Și acolo la lecțiile de recapitulare, la topicul acesta îmi pun toate lecțiile. După cum vedeți, nu am timp. El îl are acolo materialul postat. Îl postăm acum. Unde s-a postat materialul? El s-a postat odată în activități la curs, să-l vedem, recapitulare, în topicul recapitulare, pentru că o să vedeți că tot în topicul recapitulare o să mai postăm o lecție. Și avem proprietăți fizice, dar puteți vedea și în flux. Daniel Achipidu a postat un material nou, proprietăți fizice. Da. Bun. La activități la curs, iau, uitați când dau și văd ce material la proprietăți fizice. Vedeți, lucrul am făcut. Da. Bun. Haideți să mai creăm aici o temă de data aceasta. Am pus un material, acum vreau și o temă. Dau click pe temă. Ia uitați. Fereastra s-a schimbat, dar unde s-a schimbat? În partea dreaptă, în special. Da? Să zicem că avem, la tema aceasta avem probleme. Da? Vreau să rezolvați atenție.
problemele. Da? Rezolvare. Da. Bun. Problemele mele sunt din calculator, am un fișier. Da? Să zicem că asta e. Structură. Da. Nu, important e un PDF, să zicem, da? Îl încarc aici. Bun. Și acum începe distracția. Ne ducem în parte. Studenții pot să vadă fișierul, da? Toți studenții, dacă rezolvă, primesc 10 puncte, da? Deci începem să punem notare, să notăm, da? Dar îi dau un termen limită, da? Și vreau ca problemele acestea să fie rezolvate, să zicem, până pe data de 28, săptămâna viitoare. Totul se dau. Ales noi cei care avem doar o oră sau două ore pe săptămână, putem să fie problema, să, temele să fie rezolvate la o săptămână pe alta. Eventual și o oră, mă vezi pe noaptea când vrem noi, da? Ei, unde vreau să, unde este tema aceasta? Tema aceasta este la topicul recapitulare. Da? Acolo. Și creează temă. Ia fiți atenți. La topicul meu recapitulare, adică clar, da? Am probleme. Ia uitați, începe. Le-am atribuit, s-a schimbat modificarea aici, predate. În momentul când copiii încep să predeie, încep să apară aici câte teme au fost predate, da? În schimb aici, unde am încărcat materialul de studiu, nu am așa ceva, pentru că materialul există acolo, studiază, după ce l-a studiat, se duce pe probleme, da? Le rezolvă, descarcă fișierul, se uită, rezolvă și după ce rezolvă, îmi predă mie tema. Mă duc puțin pe mic să vă întreb dacă până aici lucrurile sunt clare. Da? Okay. Deci nu e foarte greuț. Intuitiv nu trebuie să avem studii de informatică pastă. Da? Deci toată... Ok, bun. Așa. Mă întorc un pic în clasa noastră și să vedem ce se mai întâmplă. Cum mă întorc acum în momentul acesta? Dați-mi voie, da, să vă proiectez clasele mele de la liceul Elena Doamna, da? Deci în momentul acesta intru pe un alt cont. Eu l-am deja deschis aici. Pardon. Vreau să văd dacă să-mi spuneți, să-mi spune cineva, să-și deschidă microfon, să-mi spun dacă le vedeți. Da. Da. Mulțumesc. Eu am trei clase de fizică la Elena Doamna, 10N, 10D, 10B. Noi am intrat pe clasul instituționalizat de puțin din vreme, doar că nu... Da. Și vreau să vă prezint cum au primit copiii mei, da? O clasă de elevi, tata creată, da? Cu doamna profesoară, cum vorbesc, avem fluxul încărcat, ia uitați, da? Ei, eu vreau să merg aici, la persoane. La elevi, da? Aceștia sunt studenții mei, elevii mei din clasă. Îi vedeți? Ce nu pot să vă arăt eu în clasa noastră didactică care am văzut? Notele. Ia uitați cum avem. Ei au primit note, da? Ia uitați. Da? Și au avut de predat, fiți atenți, cu termen limită, da? O temă. Restul nu au fost cu teme, da? Deci eu nu am pus, am dat punctaj, deși se vede 100, 100, 100, da, am punctat, dar aici, lipsește, n-au predat, au avut limită și nu au predat temă. Vreau să vă duc pe 10D, la note.
unde iarăși au avut cu 10 de am lucrat altfel, în funcție de clasă, da? Deci în funcție de clasă lucrezi într-un mod. Da? Ia uitați. Da? Și dacă nu au predat, la activități la curs, la teme, au avut gruparea rezistoarelor. Da? Doar... Ah, mai avem o notă predată. Ia vedeți cum vii, da? Și cu 7 atribuții. Da? Da? Elevii care au lipsit. Da? Doar... tot la ei, la teme, ia uitați cum îi văd, temele studenților, cum se modifică toate chestia aceasta. Da? Ia fiți atenți că doar Andreea a primit de la mine, da, nota retrimisă. Ceilalți își dați cu notă, cu notă care a lipsit la tema gruparea rezistoarelor. E, cum vi se pare? E o ordine totală dacă lucrăm așa, da? Deci într-o ordine foarte... Știm exact pe fiecare elev în parte care a predat, care nu a predat, care a lipsit, care nu a lipsit, da? Și mă întorc un pic în clasa noastră, în clasa noastră, grupa 6, în care eu am dat o singură temă la recapitulare, doar o singură temă, da? În care dumneavoastră trebuie să corectați manual. Da? El ce face, copilul? A primit tema și mă întorc acum la clasă, se vede și aici. La, cred că la, da, tot la 10D, la activități, la curs, la temă rezistoare. Da, deci ia uitați cum a avut. Da? Deci copilul și-a făcut lecția și a predat-o aici la mine, da? Exact cum am predat-o eu puțin mai înainte, da? Mi-a fotografiat și asta. Iar eu îi notez aici, îi pun nota. Da? Îi pun nota, să zicem că a făcut bine 10, eu pot modifica după aceea și o returnez. Returnați. Lui Maxim Ionela i-am returnat pe la. Și nota. Poți să-i pun și comentariu și zic foarte bine. Sau uite, în cazul meu aici nu ai ce nu ai înțeles la problema 2. Da? Și postezi. Ea primește notificarea mea aici în flux. Da? Aici, în flux, o să primească notificarea. Haideți să vă mai arăt că la 10B am mai dat tot așa teme. Așa. Da, la școală altfel au avut de făcut și nu le-am pus notă. Apropo, uitați, fără notă, da? Cu notă, de fapt, am dat și la notă și la școală altfel. Am avut cu personalități marcante, dar mă întorc puțin la rezistoare, că nu mai știu unde am pus. Rezistoare, lecții și test. Aici, test. Așa. Ia să vedem. Ionela mi-a predat și eu nu i-am pus notă. Haideți să facem aici. Deci ea a predat și eu teme predate. Dau click pe ea. Văd rezolvarea problemelor. 1, 8, asta e bine.
și pun pentru că îngreșește problema, eu știu pe de rost câte asta. Cred că Avanu a făcut bine. 9,96 și pun nota 10. Și pun și un comentariu și zic bravo. Bravo. Returnați, returnați și se returnează să vadă nota și postez. Deci Ionela Malacu are în momentul acesta nota în catalog. Ia uite, a și dispărut în momentul ăsta de aici. Iarăși mai am trei copii care nu și-au predat tema și eu nu le-am corectat-o. Da? Da? Unu, doi, trei. Așa, și spun că îi pun nota 8, da? Și spun recalculare. Da? Îi returnez. Îmi și spune dacă s-a returnat, s-a schimbat topicul și culoarea de aici. Și aici postez. Ok, suficient că gata. Așa. Ce vreau să vă mai arăt aici? Ce anume? La 10D. Mă întorc un pic că cineva cere acceptul. Da. La 10D. Am avut activitate la curs. Așa. Grupare rezistoare. Sau nu, nu mai știu, la note aici. Da, și las aici deschis că aici este, da, și o să vă explic de ce. Bun, mă întorc aici, la noi, la Flux, și vreau să fac astăzi o temă cu chestionar. Da? Ca să vedeți ce se întâmplă la temă cu chestionar, da? Să zicem că titlul este testare finală. Instrucțiuni rezolvați testul de mai jos. Da? Și astăzi îi dăm un test. Un test care să se corecteze nu manual, cum am corectat eu puțin mai înainte temă, ci să îl corectăm, să se corecteze automat din calculator. Cum fac lucrul acesta? Dând click pe aici, pe quiz. Pe formulare Google. Schimbăm topicul și punem testare finală în partea de sus, la fel și aici. Așa. Dacă vrem să scriem ceva de o descriere, dacă nu, nu. Și începem să creăm întrebări pentru testul nostru final. Mergem în jos și vedem când dau un click, putem să scriu textul întrebării aici, în partea de aici, și variantele de întrebare, de răspuns, în partea dreaptă. Eu o să iau pentru început o întrebare de tip răspunsuri multiple, dar e puțin, e fals chestia asta cu răspunsuri multiple, de fapt numai un răspuns este corect, dar așa au tradus ei. Răspunsuri multiple și să spunem că 8 minus 7 egal cu prima întrebare. Varianta corectă este, varianta se zice că îi dăm așa, 2, 1, 3, 0, da? Bun.
avem posibilitatea să dăm, să, a, trebuie în partea dreaptă să spunem că întrebarea este obligatorie. Trebuie să spunem cheia de răspuns, da, da. Putem să dăm feedback, da, dacă spune că este incorrect. A dat click pe varianta corectă pe 1 și apare bravo. Când să zicem că bifează pe 2, 3 sau 0, îi spune mai încearcă, da? Sau mai învață, o să-i spun, mai învață. Mai dau câte un accept. Trebuie să stabilez de la început cu cât punctez această întrebare și avem în partea din dreapta aici puncte și să zicem că pune 2 puncte, pe care dăm aici terminat. Așa. Se vede că varianta corectă este aceasta 1. Numai eu știu că este corectă. Copilul, când primește testul, vedeți, îl primește așa și el nu știe sub nicio formă care este varianta corectă. Nu știe. Dar nu știe. Așa. Asta este formularul de prezență. Ați completat toți în formularul de prezență? Eu mai fac o pauză cum îmi dai gâtul. Am o problemă cu gâtul. Nu. Nu? Deci dacă nu apăreți în formularul ăsta de prezență, eu nu o să vă eliberez nicio adeverință. Unde apare? În chat. În chat, în chat. Da? Deci în chat. Ce formularul Calciu Catalin? Ce ai scris acolo? Este un link mai sus. Așa, bun. Așa, bun. Bravo. Mă întorc aici că trebuie să facem formulare, da? Formularul acesta să-mi închid. Testări. Să facem o testare. Adăugăm încă o întrebare. De aici, de la plus. Da? Întrebare de data aceasta, să spunem, cu, deci am zis, răspunsuri multiple. Vreau o întrebare cu răspunsuri multiple. Dar întrebarea cu răspunsuri multiple este aceasta. Casete de selectare. Ați înțeles? Da. Dați-mi exemplu de întrebare în care să avem răspuns multiplu. Da? Nu contează disciplina. Da, nici nu vine în capăt nicio întrebare cu răspunsuri multiple. Selectează animalele vertebrate, spre exemplu. Nu, la selectare o să facem următoarea, cealaltă. Face parte din sistemul digestiv. Da. Inima. Cine face parte? Da. Din. Inima. Așa. Mai aici. Inima. Stomac. Așa. Cu G, nu? Stomac G. Ce? De la camelia. Așa. Bun. Ficat, nu, ficat, da, da. Ficat. Așa. Intestin subțire. Așa, subțire, da. Bun. Așa. Corecte B și D. Da, o să vedem. Da, așa. Bun. Da. E obligatorie, da? Da, obligatorie. Cheia de răspuns e că dăm două puncte, să zicem, da, și cheia de răspuns este ficat, da, și stomac, da? Dacă vreau îi dau feedback, dacă nu îi dau feedback, da? Deci nu e nevoie să ne complicăm, să dăm și durează foarte mult să ne creăm propriul, da? Test. Terminat, da? Dar mai putem să facem ceva, ceea ce nu v-am zis data trecută, și anume, uitați,
Lângă butonul obligatoriu aveți un buton cu trei puncte. Dăm click pe el și opțiuni, da, afișați ordinea în opțiunile, pardon, în ordine aleatoare. Ca să le amesteci. Ați înțeles? Nu cum le-am dat eu aici. Așa. Și mai departe. Cealaltă întrebare, selectați, a zis, da? De tip să selecteze, este aceasta. Drop down. Acum dictați-o. Selectați, cum a zis? Selectați. Că nu, n-am reținut o dată. Selectați. Cum? Animalele vertebrate. Așa. Și acum așteptăm niște opțiuni de animale vertebrate. Porc. Vacă. Melc. Vierme. Cum? Ce-a zis? Vierme. Coaie. Să fie mai multe. Bun. Acum suntem la partea didactică, deci învățăm, nici neapărat. Bun, e obligatorie întrebarea, că ce se întâmplă? Dacă nu i-o dați obligatorie, el poate să sară peste întrebarea respectivă, știți? Și atunci nu e bine. Cheie de răspuns, corect avem porc, vacă, oaie, da? Tot două puncte, să spunem că dăm aici, da? Și dau terminat. Mă duc un pic pe ochișor să vizualizez asta și să văd că întrebarea aceasta, uitați, de unde? De aici, vedeți? Poate să selecteze. Bun. Mai facem? Mai facem o întrebare, da? Haide să luăm de simplu de tip răspuns scurt. Eu fug de acestea, pentru că e greu de corectat. Trebuie să corectez și manual, pentru că el poate să el poate să dea spațiu, știți? Și atunci nu-l vede ca și cuvânt. Întrebare, da, câte are. Da? Suntem pe ecologie, văd. Un text scurt și el, de exemplu, îi spun să fie de tip număr, ca să nu mă îi spun aici la răspunsul scurt să fie de tip număr, obligatoriu. Așa. Cheie de răspuns. Un punct, două puncte. Răspunsul corect trebuie să fie 4. Dar el poate să scrie spațiu și 4. Termină. Da? Deci să validăm răspunsul și tot e ok. Bun, mai facem o întrebare tot așa, ca să vedem ce. Să avem un test de 8 cu 10 puncte. Adăugăm întrebarea. Așa. Tot multiplu, așa, să zicem. Întrebarea 5. Punem matematică, să zicem 8 plus 11 de răspuns
corect este 19, terminat și obligatoriu. Fără feedback de data aceasta. Și în momentul acesta am înțeles de 10 puncte. Da? Bun. L-am creat, am gândit la el câteva ore bune până l-am și tastat și acum mă întorc în cursul meu, uitați în sus, da? În grupa mea. Da? Și îi stabilesc lui că are 10 puncte, dau tuturor studenților, îi pun și limită de data aceasta ca să-l predea, să-l predea până pe două, data de 23 la ora. Așa. Și ce am aici? Creați o temă, programați, salvați mesajul nefinalizat, renunțați la postarea nefinalizată. Adică, eu nu pot să îl postez neapărat acum, îl pot lăsa ca nefinalizat și mai lucrez când și când la el, mă ridic, mai trec la altă clasă, mai fac altceva și îl pot posta după ce l-am finalizat. Dar eu să zicem că l-am finalizat și dau creează și s-a salvat. Și observ că am tema aceasta, da, cu testul aici. Da? Acesta este. Și mă întorc un pic la clasa de elevi de la mine, că nu mai știu care au dat, că nu mai știu căruia i-am dat cu așa ceva. Activități la curs. Aici. Ia uitați, și copiii mei au avut un test din acesta. Cu două întrebări, v-am jucat și eu cu ei. Trei rezistente, o problemă. Două probleme și o parte. Ia uitați aici. Da. Ce se întâmplă când predau? Da, un test din acesta. Și nu pot să-l arăt aici la persoane, cred că la note, da, la note. La note, la note, la note. Temă gruparea rezistoarelor. Ia uitați. La gruparea rezistoarelor care a fost test grilă, da, am importați și notele se duc în catalog. Da? La cei care au notă s-a dus. Și atunci automat la cei care nu au predat din toată clasa, da? Da? Li s-a pus automat absent aici. Vedeți? Bun. Și acum le-am importat. Și acum eu oricum o să-i zăpăcesc de cap pe copii, pe copiii mei. Le-am importat. S-au dus în catalog la toți. Da? Ia uitați. Lipsește așa. Bun. Notele acestea de la tema aceasta. Bun. Dar dacă vă arăt un pic, încă o dată, ultima cu două puncte, da, trebuia să o verific eu manual, da, pentru că nu mi-o corecta automat. Deci el avea 4 puncte aici dacă răspundea bine, 4 puncte aici dacă răspundea bine, automat o corect și dădea nota 8 și mă întorc un pic aici, da, așa. Da? Și l-a pus nota 8, dar eu când am verificat la cum o cheamă? La colega dumneavoastră, eu trebuie la fetița aceasta, a trebuit să-i deschid testul și să mă uit. Ia uitați, i-a făcut corect. Bip, bip, da? Ok. Iar aici
nu are notă, nu are două puncte. Dar eu trebuie să citesc. Și mă întorc în test la mine aici, da? La Plesnilă Mirabela. Și în loc de nota 8, vedeți, eu îi pun nota 10, că i-a zis bine, da? Și ce fac? Returnați. Nu mai îmi dă voie, da? Nu mai îmi dă voie că se returnez, asta e problema. Da. Dar eu pun 10 și returnez nota corectă. La fel, Vrabie. Intru la el, mă duc pe test, îi citesc ultima întrebare, mă duc în catalog la Vrabie și pun nota manual. Ați înțeles? Ați înțeles? Da? Ok, mă duc să vă văd. Ați înțeles? Da? Deci trebuie și manual să corectez, da? Deci ne-am lăsat și niște întrebări de tip corectare manuală. Deci eu i-am importat, ați văzut, s-au dus notele în catalogul meu la fiecare elev, da? Bun, nicio problemă, l-am returnat. Eu între timp făcusem corectare, eu o să zic că, doamnă, ce aveți? O să-mi scrie pe flux. Că mi-a spus prima dată 10, acum am 8, că mi-a spus prima dată 6, acum am 4, deci ceva de genul acesta. Ați înțeles? Da. Bun. Deci, dar putem să creăm, așa cum am făcut astăzi, noi, un test, da? Testul acesta, în care nu e necesar, da? Da? Nu e necesar să corectez ceva manual, da? Vă gândiți atunci când vreți dumneavoastră să... Da? Să corectați. Să creați teste pentru clasă. Da. Cum vă vine mai bine, cum vă vine mai ușor. Acum, haideți să facem o mică pauză și să discutăm de ale noastre, așa să vedem. De exemplu, eu Classroom-ul m-am gândit că o să-l folosesc și după nebunia aceasta, data de pandemie, pentru că de acum încolo o să le dau teme la cor. Toate temele, da, zilnice, nu evaluările nu o să le fac decât tot așa am scris la clasă, dar temele și materialele suport o să le încarc permanent în clasă, de acum încolo. Da? Pentru că eu am observat că ei, dacă le dau un material să facă un referat, să studieze și să caute niște materiale din biblioteca personală, biblioteca de la școală, după internet, nu știu să caute informația. Ei scriu ceva pe Google, se duc la prima opțiune care apare și la revedere cu copy-paste, n-au citit nimic, nu ne-a început. Ei, eu când dacă am un material care îmi place și îl știu și nu știu ce, îl postez acolo ca material suport care să-l vizioneze. Totuși m-am gândit mereu că totdeauna am zis că nu e voie cu telefon la școală, la clasă, nu știu. Eu o să le dau posibilitatea la oră. Dacă și am materiale din acestea în biblioteci virtuale și le spun să intre în clasă, în clasa noastră, clasa din Classroom, da, la lecția X, da, și să intre să vizualizeze niște materiale, niște experimente virtuale, niște fenomene bine explicate. Eu așa m-am gândit de acum încolo să mă folosesc, dacă tot e muncit, tot e creat, tot i-am acolo în clasă. Da? De ce nu? Dar după cum ați văzut, e foarte, foarte, foarte greu să îmi populez și să pot crea ceva, un material, da? Și să-l urc acolo. E o muncă titanică, extraordinară. Nu mai zic la învățători. La învățători nu au o singură disciplină. De ce am zis eu să folosesc topicul acolo, la recapitulare? Pentru că e foarte ușor să-l caute după aceea, la matematică, la română, la ce mai e disciplină. Tot timpul postează, au foarte multe discipline, nu? Învățătorul, nu una singură la clasă, da? Și de-aia am zis să fiți ordonați. De ce să fiți ordonați la lucrul acesta? Că haideți să mai postăm astăzi un material simplu, să vedeți ce se întâmplă. Că m-a întrebat un domn profesor înainte de a intra. Uite, mergem pe material, să zicem, nu știu, existoare, da? Iau materialul din calculator, da? Oricare ar fi ăla, nu contează. Așa. Parcă l-am mai băgat pe ăsta. Hai, bună, merge, așa.
sunt astea, le încarc aici, da? Așa, încărcați două fișiere, da? Ei, la topic aici, am topicul recapitulare, dar mai creez un topic, să spunem. Matematic. Deci, am topicul testare finală, matematică și recapitulare. Da? La testare finală am prins că nu l-am băgat într-un topic. Ia să-l editez. Da. Da? Îl bag tot la recapitulare, aici. Salvați. Am greșit. Și atunci nu mai aveam... Da? Așa. La matematică recapitulat. Ia, mai facem un topic. Creați tot material. Așa, să spunem... animale domestice. Așa că am scris. Așa. Un material din calculator. Să zicem că de aici așa. Așa. Încărcați topicul, să-l puneți, creați topic aici la cunoașterea mediului. Postați. Ia, avem cunoașterea mediului, matematică, recapitulare, stați așa, redenumiți, tot cu litere mari ca să-l vedeți. Recapitulare. Nu merge? Hai. Recapitulare. Redenumiți. Bun. Uitați. Când zicea domn profesor, eu nu le mai găsesc, nu mai știu pe unde sunt. Păi da, din cauza asta, da? Și acum le avem. Cunoașterea mediului, matematică, recapitulare. Și când mă duc aici, dosar de curs în Drive, vede toată lumea? Ia să vedeți. La grupa 6 găsesc absolut tot. Da. Tot ce am lucrat. Toate sunt aici. Structurate foarte bine. Dar mai găsesc ceva. Ia uitați. Vă duc la unde sunt eu, profesor. 10... să zicem, la activități în curs, dosar de curs în Drive, unde am lucrat și unde sunt foarte bine aranjate, nu ca acolo, da? Ia uitați ce bine le am. Pe dosare, personalități marcante, teme rezistoare, grupare rezistoare. Dau double click și iau ce am aici. Cine mi le-a postat? Moise, Munteanu, da? Iarăși mă duc aici în 10B, teme rezistoare. Ia. Grupare, test grupare. Da? Ia uitați ce frumos sunt structurate. Ce am postat eu și pe subdirectoare și fișiere. Ies din ăsta, mă întorc aici, în Drive, da? În contul meu de Drive al lui Chipirliu, ccdgl.ro, da? Am doar în sub Drive-ul Classroom, dau click aici, ia fiți atenți, da? Am foldere cu toate clasele mele, da? Cu toate clasele mele. Deci nu sunt adică alandala acolo, în arhivă, da? Pe dosărele. Merg în grupa 2 și am, ia uitați ce am lucrat la grupa 2. Operații matematice, fișiere, încărcați domnule, tot ce am lucrat acolo. În contul meu de Drive, da? La grupa 2. Ia, foarte. În grupa 6. Ia, uitați, doar fișiere am deocamdată la grupa 6. Încărcați.
Da? Iată ce ordine este. Da, deci poți să-mi aranjez, deci informația în informatică, da? Informatica lucrează cu informații structurate cum? Sub formă de fișiere și foldere. Folderele sau dosare, da, foldere sau dosare, de aia. În foldere pot insera, adăuga mult mai multe fișiere sau mai multe dosare, da? Google Drive, da, arhivează informația sub formă de fișiere și dosare. Classroom-ul, da, al dumneavoastră, da, e un subfolder. Bun. Cum îmi introduc eu în, da, informații în Drive? Să le țin acolo la mine. Păi așa mergem. Deschid contul meu de Drive. Dau click pe el. Iau ce? Că zice dumneavoastră că ele sunt aranjate, da? Sunt în Meet Recording, în dosare și în Classroom. Dau dublu click pe Classroom și încarc. Încărcarea se face de aici. Din plus. O să încarc un dosar întreg din calculator. Dau click pe dosar. Pardon. Poți să-mi creez un dosar nou, să zicem, aici, folder cu materiale didactice, creăm. Și s-a creat imediat folderul acesta, dau dublu click pe el și încărcați un fișier sau un dosar întreg, adică un folder întreg. Trebuie să dau încărcați un dosar. Și vreau ca tot folderul de pe desktop chimie să fie încărcat aici. Dau click pe el, chimie și încarc. Încărcați și o să vedeți că tot ce aveam în calculator în folderul chimie se încarcă. Ia uitați, în partea dreaptă. 6 din 6. Îl deschid. Și observ că mi-am încărcat 6 fișiere. Bun. Tot în folderul materiale didactice vreau să-mi aduc un fișier. Dau click pe nou. Încărcați un fișier, da, din calculator, să zicem, tot după desktop, da. Fișierul Mă scuzați. Un fișier am zis. Așa, bun. De pe desktop, da, să zicem că factură. Un fișier PDF îl încarc aici. Asta înseamnă că în subfolderul materiale didactice, Classroom, da, care se află în Classroom, am un folder chimie cu multe fișiere și fișierul factură. Bun. Ce m-am gândit eu? Că aceste materiale didactice, da, sunt, m-a rugat o colegă de-a mea, da, care e șefa de catedră sau colega mea de catedră, care îmi zice, tu ai ceva materiale pentru nu știu ce? Da, am. Și zice, trimite-mi-le și mie. Am la îndemână două posibilități. Să le trimit cu e-mail sau să merg aici. Da, și să îl trimit, da, uitați, trimiteți, da, așa, adică să-i partajez și să-i dau acces la materialele mele din Drive. Bun, și aici îi scriu adresa de e-mail, să zicem, Amelia Aron. Ce dau posibilitatea să editeze sau numai să le vadă? O să-i spun, dom'le, nu vreau să mi le editez, vreau doar să le vezi. Adică edita înseamnă să le și descarce sau doar să le vadă, depinde, da? Aici pot să spun,
Adică îi pun și un text în momentul acesta și spun așa: acestea sunt materialele. Ce se întâmplă când dau click pe butonul trimiteți? Camelia primește pe e-mail, atenție, primește pe e-mail accesul la materiale didactice, la formula acesta. Sau pot să-i mai spun așa, copiați linkul de aici, da? Deci copiez linkul acesta și îl pot trimite pe e-mail. Linkul de acces. El poate, ce se poate, oricine din casa are acces și poate vedea, da? Sau oricine din casa corpului didactic alas care are linkul poate edita. El doar poate vedea. Atât. O să dau și mai multe. O să-i spun așa, să fie activ public acest lucru sau aici. Aici sunt opțiunile, da? Le-am activat, că poate să-l vadă și doar atât i-am dat acces. Și salvați și dau termina. Trimiteți. Da? Deci asta înseamnă că eu i-am partajat, asta înseamnă în termeni informatici, am partajat folderul materiale didactice, da? Din Drive, și să aibă acces oricând la așa ceva, la aceste materiale. Bun. Și mă întorc un pic aici pe mine și să ne jucăm un pic cu o aplicație care se numește Jamboard. Așa. Dau click pe plus în partea dreaptă. Și pentru ce este această aplicație? Este o aplicație, e o tablă. Tablă care pot să scriu pe ea. Da? Ia uitați. Mi-am luat stiloul. Bine. Da? Eu ca profesor pot să scriu, dar pot scrie și elevii mei, adică dumneavoastră. Am aici butonul distribuiți. Da? E privat, numai pentru mine. Pot modifica de aici și să fie activ. Oricine are link-ul, toți utilizatorii care au primit link-ul pot accesa documentul, nu este necesară conectarea aici. Da? Doar numai să vizualizeze, dar și edita. Adică și elevul meu, când îi spun intră pe tablă și scrie, el poate, da? Salvați, se salvează, iau link-ul acesta, da? Copiază și vi-l trimit dumneavoastră pe chat și invit un elev acum, așa, ia să vedem pe cine, așa, pe doamna Tanase, Camelia, este în prima bancă la mine, să scrie ceva pe tăbliță. Ia uitați, în momentul când vă conectați, pentru că nu faceți parte din organizația mea, primiți niște nume, Bursuc, Beberiță și tot așa. Dacă aveați contul cu ccdgl.ro, da? Da. A, deja lumea începe să scrie, simo, bine, da? Nu pot să scriu, că nu știu cum. Luați-vă stiloul din partea stângă. Din partea stângă. Mă zgâliți cu mouse-ul. Gata. Poți să dau o gurtică afară? Cât mai mă zic, da. Dumneavoastră.
Ok, cum vi se pare? Rinocerul anonim s-a conectat. Da, ok. Da, cineva mă și pupă aici. Perfect. Da. Mă duc un pic pe mic să vă văd. Până aici totul este clar. Dacă nu e clar, eu știu ce, vă dau cu picătura, pentru că e o instruire. Și oricum ne vedem, cred că la toamnă se face un curs din asta de 100 de ore ca să învățăm, nu? Logic. Ați văzut cât de multe sunt? Sunt foarte multe. Doamna Irimia, apăsați-vă microfonul, că văd că vreți să ziceți ceva, dar fără să vă deschideți microfonul. Da, v-am citit buzele. Da. Deschideți microfonul, ca să spuneți. Da. Nu s-a deschis microfonul, doamna Irimia, nu? Da, scrii pe el până se... Acum. Vorbeam cu soțul meu care audiază și el cursul. Da? Da, e. Ia, după aceea dați temă. Da, așa. Da, sunt foarte, da. Sunt foarte multe, foarte multe și interesante. Interesante informațiile. Eu am făcut cursul ăsta la un moment dat, l-am avut la Casa Corpului Didactic, dar cu aplicații din G Suite, mă întorc un pic aici. Dar nu am avut, am avut așa, doar partea de e-mail, documente, foi prezentări, adică să partajăm documente și sunt foarte utile documentele astea, că avem de făcut documente în care trebuie să scriem foarte mulți în ele sau foile cele de calcul Excel și e foarte greu să umblăm cu un fișier de la unul la altul. Partajăm o foaie de calcul, un fișier din acesta și fiecare își completează datele acolo și mai ușor, cu prezentări în PowerPoint. Așa, am mai avut site-uri și așa, ce am mai avut aici? Am mai făcut formulare. Și cam atât. Astea au fost în cursul meu de atunci. Da. Acum lucrurile au avansat, sunt mai multe aplicații, le facem și pe celelalte. Eu am o problemă. Când invit copiii pe Meet, da, ei mă aud pe mine, eu nu-i aud pe ei. Cum să nu? De pe calculator, de pe telefon. De pe telefon. Dacă mă invit altcineva, îi aud. Dar când invit eu, eu mi aud pe ei, îi aud pe mine, de pe laptop. Pe telefon mă aud și ei pe mine și eu pe ei. Acum e o problemă de, vedeți și dumneavoastră, la serverile de jos, de la microfonul dumneavoastră din laptop. Asta e toată chestia. Mergeți cu el la un centru din acesta să vă reinstaleze sistemul de operare ca să fie tot ok. Sigur aveți niște probleme acolo de drive-urile alea din calculator. Aha, deci ține de calculator. Nu că nu i-am invitat, eu i-am dat. Nu are nicio treabă. Aplicația asta Meet, atât de intuitivă, atât de ușoară, nu aveți ce să-i faceți. După cum vedeți, e foarte, foarte ușoară. Deci pur și simplu nu trebuie să faci un curs ca să folosești aplicația de Meet. O intuiești singur. Eu atât vreau să vă zic, doar atât. Că trecem încet, încet și la aplicația Meet acum. Vreau așa. Să vă notați, ca să vă vedeți așa mulți, mulți, cum vă văd eu acum pe ecranul ăsta, trebuie să aveți instalată subaplicație, să-i spunem așa, o extensie se numește ea, numit, notați-o, Google Meet Grid View. Google Meet Grid View. Trebuie să vă instalați această extensie. De ce? Ca să vă vedeți la fel ca la, mi-a scris cineva odată, de ceva de Zoom. La Zoom așa îi vedeți pe copii, nu? Da. Pe când la Meet, dacă nu aveți extensia aceasta, chiar dacă vă duceți în colțul din dreapta, toată lumea în colțul din dreapta, jos, aveți un buton care se numește mai multe opțiuni. E un buton cu trei butonași, așa, unul peste altul. Da? Dați click pe butonul acela și dați schimbă aspectul. E sub oprire înregistrare. Schimbă aspectul și de acolo selectați să aveți mozaic.
bifat mozaic. V-ați făcut lucrul acesta acum? Da. Da. Uh-huh. Ca să vă vedeți așa. Ei, dar ca să vă vedeți și mai mulți. Am avut, de exemplu, o întâlnire cu 75 de oameni și am văzut în casetul de mici acolo pe fiecare. Am avut instalată și aplicația asta. Da? Grid Meet, Google Meet Grid View. Da. Să știți că pe parcurs am descoperit-o și eu. Nu m-a învățat nimeni, tot așa, după forum, care mai de care, mai scris ceva, mai vizionat și eu ceva și încet le-am descoperit. Bun. Întrebări. Până aici. Acum suntem la sesiunea de întrebări, nu mai proiectez ecranul, pot să le citesc, pot să le aud. Între timp vă întreb, cred că toată lumea s-a trecut în prezență acolo. A, o am de la cred, da, de la cred. Așa. Nu aveți întrebări? Până acum totul este clar? Eu am o întrebare. Da, vă rog. Deci eu n-am mai lucrat cu Meet-ul, abia acum îl descoper. Eu am făcut lecțiile pe Zoom. Așa. Vreau să știu în legătură cu tabla asta, a fost un lucru nou pentru mine la Meet astăzi, că de-abia îl descoper și-o de câteva zile. Nu îmi place cum scrie stilou, eu vreau să scriu mai ordonat, ce trebuie să fac? Vai de capul meu, știi ce trebuie? Spune eu ce trebuie, dexteritate la mouse, înțelegi? Dexteritate la mouse, am da. Înțeles. În mod normal, știi cum e, cum se face? Spun eu. Eu scriu. Da, știi cum se face? Trebuie să ai o tabletă grafică. Tableta grafică vine cu un stilou. Scrii direct pe ea, înțelegi? Și atunci se vede bine. Una e când scrii cu stilou și una e când scrii cu mouse-ul. Da. O tabletă grafică de calitate, mai ales pentru profesorii de matematică, fizică, chimie, da? Trebuie să luăm de la 7 milioane în sus. Da, Olivia, e scumpă. Dar fără deci nu prea se poate folosi. Credeți-mă, a trebuit la fizică, vă dați seama, și la mine e foarte greu cu obiectul meu. Mai scriu, mi-am lipit pe niște foi de flipchart acasă, am scris acolo. Nu trebuie să scriu, asta este. Eu nu pot acolo să vorbesc despre rețele fără să scriu, fără să vorbesc despre formule. Fără să scriu, să rezolv la matematică, fără să scriu. Așa e și la contabilitate. Și atunci scriu pe colea 4, odată cu ei, dictez, pun în fața camerei pe Zoom, verificăm, ne uităm, durează. Mă gândeam că tabla asta scrie mai frumos. Dar încet. Dar cum putem înregistra? Da, și pe Zoom este tablă din asta, dar adevărul este că, într-adevăr, dacă avem de scris și eu predau matematică, eu deschid document, Word sau GeoGebra și fac share și scriu eu și scriu și ei. Ei au notițe ca și cum se uită la calculator, cum s-ar uita la tablă. Da, dar GeoGebra și ai dexteritate, da, să scrii formulele alea matematice, da, tot durează mult. Ideea este să fii în timp. Durează mult, da. Nu, de pe tablă nu pot să scriu, pe tabla asta nu folosesc la nimic. Da, Maria, dar în timp real vrem lucrurile acestea și rapid, eu am găsit singura modalitate cu acele tablete grafice, că foaia, da, am zis, e foarte ușor. Pe tableta grafică e ca și când e o foaie A4 pe care tu scrii. În același timp se și salvează fișierul cu ce ai scris tu, se salvează într-un fișier PDF și el îl vede, la fel ca și la Jamboard, adică se rămâne fișierul ăla cu scris și îl și vede. Rămâne salvat în, cum îi spune, în Google Drive. Da. Voiam să întreb și eu ceva. Cum se poate înregistra întâlnirea? Harta fotografiei, chiar ce care, cum, nu am înțeles, care e harta? Harta...
cartea, care, cărți acolo. Nu, cărțile alea, știți cum este aplicația cărte, care ziceam eu că este acolo, da? În aplicațiile hărți. E pentru, asta este. Să ne localizăm undeva, da? E GPS-ul, doamnă, hărți, așa o recă, da? Asta este. Cred că asta aș vrea să întrebați, nu? Nu, cum se poate înregistra? Ardeleanu, nu știu ce. Vreau să deschideți microfonul și să puneți întrebarea exactă. Nu înțelegi. Pentru geografie, o hartă fizică, de exemplu, și vreau să le arăt ceva pe o hartă, se poate? Da, să o aveți pe, să o aveți pe, pe perete, da? A, doar așa. Da, să vă proiectați ecranul cum am proiectat eu ecranul și vă văd la tablă, că sunteți la tablă acolo. Da, mulțumesc. Perete, altfel nu. Sau, doamna Ardeleanu, da, dacă aveți o hartă, uite, vă dăm pe Google acum și scriem harta României, da? Încă. Clar. Optim. Vedeți harta? Da, da. Deci am partajat ecranul meu tot și ce fac eu în calculator, îl vede tot. Absolut tot. Mulțumesc. Da? Deci trebuie să ne partajăm ecranul, doar atât. Și de unde partajăm ecranul pe Meet? Maria m-a dat pe ei, nu, că nu știu, nu lucrați cu Meet-ul deloc. Nu se poate așa ceva. Opriți accesul la ecran eu. În momentul ăsta opresc. Da? Așa. Păi Maria, ia să vedem noi, toată lumea. Păi ia, ia. Când dai click pe treg ecranul, apare în partea stângă detalii întâlniri. În mijloc avem ce? Microfon, închidem când ieșim și ce mai avem aici? Asta, camera. Și avem acolo un prezintă acum, lângă butonul, mai multe opțiuni. Dai click pe prezintă și fă acum, te rog să faci tu și vreau să ne prezinți tot ecranul tău. Da? Prezintă acum, ai dat click pe prezintă acum? Bun. Prezintă. Tot ecranul tău, tot ecranul tău. Bravo. A, nu poți pentru că face chestia asta Agnes. Atenție, nu gata, da, am exersat și eu, ies, gata, m-am prins, am exersat, ies, da. Bine, 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 Agnes, nu, deci asta era ideea, că da, așa da. Mai când ne spuneți că prezinte ceva, trebuie pe rând, așa, știi că nu putem toți odată, da? Hai, Maria, exersează. Am trimis, acum aștept să intre, am trimis de mult. Nu, n-ai putut, pentru că a fost Agnes deci, înainte. Nu les și o iau de la început. Da, da, deci mergi încă o dată pe prezint acum, tot ecranul. Așteptăm să ne vină informația. Așteptăm, dar nu vine. Tot ecranul, apare imediat calculatorul tău, dai share pe imaginea aia care ți apare din calculatorul tău, dă click pe ea. Da, dar văd că nu se trimite. Și dă OK. Este dedesubt, s-a băgat sub, încă ca încă o fereastră. Deci, avem prezintă, așa. Da, 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 acum se întâmplă. Da, foarte da. Greu, probabil că mai fost, da. Da, da, bun, bravo. Da, te-am mulțumit. Ieși acum, te duci jos, da? Bun. Cine mai vrea să exerseze? Să mai exerseze. Cine vrea să facă prezentarea ecranului? Să spună, ca să nu ne... Am văzut că nu putem 2-3 odată. Numai câte unul. Așa, bun. Doamna Tânjală face chestia asta, bravo. Da? Deci îmi puteți prezenta tot ecranul. Și acum deschideți doamna Tânjală, lăsați acolo, duceți-vă și deschideți-o. Dana, te rog, după ce am terminat cu asta, cu partajarea, să ne arăți cum să înregistrăm. Eu sunt printre cei care nu știu să înregistrez o întâlnire.
Da, n-am nicio problemă, că nu e nevoie să... După cum ai văzut... Este valabil și pentru Microsoft Teams? Deci, la butoanele, butonul ăla mai multe opțiuni, când dai click pe el, prima dată sus apare oprește înregistrarea, pentru că eu înregistrez, da? Dacă nu aș fi înregistrat, nu dădeam înregistrare, pornește înregistrarea. Când opresc eu înregistrarea, butonul se transformă în, da, pornește înregistrare. De acolo. Ai înțeles? Da. De acolo. Din nou, pornește înregistrarea. Da. Mersi. Da. O plăcere. Alte întrebări? Dar atenție, cu copiii nu vă jucați cu așa ceva. Nu înregistrați. A ședința cu părinții. Ne trebuie pentru grade. Da. Nu, eu vă e pe Microsoft Teams și acolo e același lucru, presupun? N-am auzit întrebarea. Trebuie să registrăm când vom avea prezentarea online a lucrării de grade. Am înțeles. De acolo, da, de acolo se face, da. Și va fi pe Microsoft Teams, e același lucru? Mă, Teams-ul este altfel, nu pot să vi-l prezint când nu am licență pe el. Da, deci nu se știe. Da, nu știu foarte bine. M-am uitat la niște tutoriale, crede-mă că m-am uitat ca și tine, dar cred că e tot atât de intuitiv. Da, nu-l știu foarte bine, m-am uitat, nu pot să dau informații foarte multe. O să mă documentez și eu, am zis că până în toamnă o să mă uităm, pentru că între timp o să primim și noi. Da, dar e acum, cred că de săptămâna viitoare încep înregistrările. Cineva spune că e ușor. Cred că tot la fel aveți. Da, deci, atenție. Da. Ok, deci toată lumea s-a trecut pe prezență. Eu vă mulțumesc din suflet că ați fost atât de multe. Și noi vă mulțumim. Da, eu o să îmi opresc înregistrarea ca să nu...